Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Înainte de a începe acest videoclip mai special, aș vrea să vă transmit tuturor un an nou fericit și desigur și un an nou profitabil. În acest videoclip vom discuta despre minimul de lucruri pe care orice criptoinvestitor trebuie să le știe despre Bitcoin. În primul rând, bitcoin.org este site-ul, să spunem așa, oficial al proiectului Bitcoin, dar cu toate că creatorul acestui proiect nu se știe cine este, nu se știe dacă e o persoană, dacă este un guvern, dacă este o companie, dacă este un grup de hacker și așa mai departe, dar acesta este la momentul actual, să spunem așa, site-ul oficial. Aici găsim materiale oficiale despre Bitcoin, da? Materiale foarte, foarte bune și de calitate. Putem învăța foarte multe lucruri despre Bitcoin pe acest site. În acest video, după cum ai spus, vom vorbi practic despre minimul de lucruri pe care orice criptoinvestitor trebuie să le știe despre Bitcoin. Deci, în primul rând, Bitcoin este o criptomonedă descentralizată care a fost lansată în anul 2009. Inițial a fost ideată, adică gândită, prin 2008, dar lansată în mod oficial a fost în anul 2009. Bitcoin este un tip de monedă digitală care utilizează tehnologia blockchain pentru a permite tranzacțiile financiare, da, să fie realizate direct între utilizatori. Se mai numește și peer-to-peer, da, acest tip de tranzacție sau tranzacții financiare. Deci fără intermediari, precum băncile sau guvernele. Una dintre cele mai importante caracteristici ale Bitcoin este faptul că este limitat la o ofertă totală de 21 de milioane de unități. Aceasta înseamnă că nu va exista niciodată mai mult de 21 de milioane de unități de Bitcoin în circulație, da? Deci maximul care va fi minat vreodată, posibil, da? 21 de milioane de unități de Bitcoin. Acest lucru poate avea un impact major asupra valorii Bitcoin prețului Bitcoin în viitor, da? Pentru că este foarte posibil să fie cerere din ce în ce mai mare în următorii ani, da? De Bitcoin. Dar oferta va rămâne la fel, da? 21 de milioane de unități. La momentul actual mi se pare că sunt minate undeva la 19-20 de milioane de unități, da? Deci mai avem oricum de așteptat, mi se pare 19 milioane și ceva, nu sunt sigur la momentul actual. Bun. Bitcoin a devenit rapid popular după lansarea sa, atrăgând atenția investitorilor și a oamenilor de afaceri din întreaga lume. În ciuda acestei popularități în creștere, totuși există încă foarte, foarte, foarte mulți oameni care nu înțeleg întru totul cum funcționează Bitcoin sau care sunt beneficiile, de exemplu, sau riscurile implicate în utilizarea acestuia. Chiar și foarte multe persoane care au investit în Bitcoin nu prea știu ce e Bitcoin, da? Ce beneficii aduce acesta, să spunem așa, societății sau sistemului financiar, da? Sau blockchain, beneficii în mai multe domenii despre care vom vorbi în minutele următoare și nici riscurile, pentru că sunt și riscuri, desigur. Exemplu, unul dintre principalele beneficii ale Bitcoin este faptul că poate oferi o modalitate de plată destul de rapidă și ieftină pentru tranzacțiile online. Da? Exemplu, plata cu Bitcoin poate fi mai rapidă decât utilizarea cardului de credit sau unui serviciu de transfer de bani, iar comisioanele sunt de obicei mai mici. Spun de obicei pentru că în trecut, când rețeaua a fost, au fost foarte, foarte multe tranzacții pe rețea, da? Foarte multe persoane vreau să trimită, da? Bitcoin de la un wallet la altul, taxele tranzacționare, da? Acel fee începuse să crească destul de mult, dar în general comisioanele sunt micuțe. De asemenea, Bitcoin oferă și un tip de anonimat, să spunem așa, parțial utilizatorilor săi, deoarece tranzacțiile sunt realizate în general fără a fi necesară înregistrarea informațiilor personale. Acest lucru poate fi atractiv pentru unii utilizatori care doresc să își păstreze confidențialitatea sau pentru orice eventualitate. Dacă vreți ceva totuși 100% anonim, dacă și proiect cripto, puteți încerca, de exemplu, criptomoneda celor de la Monero, XLM-ul, da? Sau puteți încerca Dash-ul sau Zcash sau alte proiecte cripto care se focalizează în principal pe confidențialitatea utilizatorilor. Da? Bitcoin este, să spunem așa, oferă o pseudo-anonimitate,
anonimitate, da? Deci o anonimitate parțială. Adică dacă se vrea, practic se poate ajunge la cel care transferă anumite fonduri de la o adresă la alta. Este mai complicat, dar se poate dacă ai anumite resurse la dispoziție, resurse umane și resurse materiale. Bun, un alt... Ok, asta e partea de confidențialitate, da, și anonimat pe partea de Bitcoin. Cu toate acestea, Bitcoin, atenție, pentru că nu este fără riscuri. Fiind o monedă digitală descentralizată, nu există o autoritate centrală, da, precum avem la bănci. Banca este autoritatea centrală, da, și ea dă, de exemplu, banca centrală emite câte unități de, nu știu, de euro dorește, câte bancnote dorește, și așa mai departe. În cazul acesta nu există autoritate centrală. Și deci nu există o autoritate centrală care să o reglementeze, în primul rând, sau care să o protejeze, da, împotriva fraudelor sau atacurilor cibernetice. Astfel, utilizatorii de Bitcoin trebuie să fie precauți în general atunci când își păstrează monedele, dar locurile în care ne păstrăm monedele, deci practic aici vorbim de cex-uri și de wallet-uri în general, da? Vorbim de hot wallet-uri, de cold wallet-uri, depinde acum. Pentru fiecare persoană există o variantă, spun așa, personalizată pentru a își păstra Bitcoin în acest caz, în cel mai sigur mod, da? Nu pentru toate persoanele, este validă și foarte bună și foarte potrivită doar o anumită metodă de a păstra monedele. Sunt mai multe. Deci trebuie să ne protejăm monedele și să luăm măsuri pentru a le proteja și împotriva furtului, da? Și în special să nu cădem plasă foarte multor, să spun așa, hoți cibernetici, de exemplu, sau escroci care își promovează diverse proiecte cripto care de fapt sunt scam. Trebuie să știm cum să diferențiem un proiect cripto scam de unul care chiar are potențial, chiar are un timp bun în spate și de pe urma căruia, desigur, putem face și noi ceva bănuți, ok? Bun, un alt risc asociat cu Bitcoin mai este, de exemplu, faptul că valoarea sa poate fluctua foarte mult. Un exemplu, în 2017 Bitcoin a atinsese valoarea de prețul de 19.000 de dolari. Cam mai apoi, atenție, în 2018 ce se întâmplă să pice la mai puțin de 3.000 de dolari. Și totuși, de exemplu, anul trecut a avut la 69.000 de dolari. Acum, decembrie 2022, l-avem la cât? La 16.000 și ceva, da? Deci avem volatilitate foarte mare. Prețul fluctuează foarte mult în momentul acesta. Aceste fluctuații bruște pot face dificilă stabilirea unei valori precise a Bitcoin și poate face dificilă utilizarea sa ca formă de plată stabilă, de exemplu, la nivel global. Ok? În ciuda totuși acestor riscuri, Bitcoin continuă să fie foarte utilizat, da? De un număr tot mai mare și în creștere în întreaga lume. Da? De exemplu, la momentul actual erau ceva statistici care arătau că doar, nu mai știu exact cât, dar mai puțin. Deci mai puțin de 5% din populația planetei a făcut vreo tranzacție legată de cripto. Și acum astea sunt statistici făcute pe baza unor sondaje și așa mai departe. Cred că în realitate avem un procentaj mai micuț, poate un 3% sau ceva de genul. Bun. Unii oameni văd în general potențialul Bitcoin drept o modalitate de a evita sistemele financiare tradiționale, da, gen bănci în general, și te obține o libertate financiară mai mare, în timp ce, desigur, foarte mulți sunt atrași de ideea de a face bani prin investirea în Bitcoin, da, și aici mă includ și pe mine, m-aș include, cred că, în ambele categorii. Nu sunt foarte dragi băncile, să spunem așa.
Totuși, indiferent de motivul pentru care oamenii aleg să utilizeze Bitcoin, este important. Bine, acum sunt mai multe motive pentru care oamenii aleg să folosească Bitcoin sau investesc în Bitcoin, da? Nu doar pentru a evita sistemele financiare sau pentru, de exemplu, bănci sau pentru a face bani. Sunt și alte motive, dar astea sunt cele principale, da? Deci, indiferent de motivul pentru care oamenii aleg să folosească Bitcoin, este important totuși să înțelegem că acesta poate fi un instrument foarte puternic, dar care poate fi în același timp și foarte riscant dacă nu este utilizat cu prudență. Pentru că utilizatorii, toate persoanele care folosesc Bitcoin, trebuie să fie conștienți, fac tranzacții, da? Trebuie să fie conștienți de riscurile asociate cu Bitcoin și să ia măsuri pentru a-și proteja monedele și informațiile personale în timp ce îl utilizează, da? Utilizează din nou toate CEX-urile, toate exchange-urile centralizate, precum Binance, Coinbase, Kraken și așa mai departe. De ceva timp deja fac KYC, Know Your Customer. Deci, practic, acolo tu trebuie să dai mai toate datele tale. Dacă ești ok cu acel lucru, dacă nu ai chestii, să spunem așa, de ascuns și așa mai departe, e foarte ok, nu e nicio problemă. Totuși, dacă vrei să-ți ascunzi, să spunem așa, informațiile personale, și să nu știe nicio altă instituție despre tine, lucrurile se fac un pic mai complicate. Trebuie să apelăm la proiecte de tipul Monero, de tipul Zcash și așa mai departe și să folosim în principal DEX-uri. Dar ar fi foarte mult de vorbit pe această temă. Poate o vom aborda într-o zi, într-un video viitor. Haideți să continuăm tot așa pe partea asta de Bitcoin, pentru că totuși, în timp ce Bitcoin a devenit cunoscut, mai ales datorită utilizării sale ca monedă digitală, tehnologia blockchain, da, care este la baza sa, poate avea aplicații mult mai largi. Blockchain-ul, dar asta nu înseamnă că Bitcoin nu este ok și că nu va mai crește și că nu va mai avea all-time high-uri în viitor. Da? Doar că partea asta, tehnologia aceasta denumită blockchain, are o aplicabilitate mai mare și în mai multe zone. Ok? Deci tehnologia din spatele blockchain, pardon, din spatele Bitcoin, blockchain-ul este, să spunem așa, un fel de registru contabil, un fel de database care în acest caz, da, se află pe mai multe noduri. Aceste noduri sunt de fapt niște calculatoare, să spunem așa, niște servere. Iar blockchain-ul acesta, practic, ce face el? Înregistrează tranzacțiile. Dar înregistrează tranzacțiile cum? Le înregistrează într-o manieră, atenție, într-o manieră transparentă și imuabilă. Acum, ce înseamnă aceste lucruri? Da? Ce înseamnă că e transparent? Ce înseamnă că e imuabil? Da? Păi, foarte simplu, înseamnă că toate tranzacțiile sunt înregistrate într-un mod care poate fi verificat de oricine. Ok? Fără a fi posibilă modificarea sau ștergerea lor ulterioară, da? Acestor tranzacții. Ele nu pot fi șterse, nu pot fi modificate, da? Doar, bine, există un caz în care dacă o singură persoană sau o singură instituție, să spunem așa, reușește să aibă în posesia sa 51% din toate nodurile, adică 51% din toate calculatoarele pe care se află acest blockchain al Bitcoin, acest registru, în acel moment, da, s-ar putea crea hard fork-uri, s-ar putea modifica tranzacții din blockchain-ul de Bitcoin sau s-ar putea șterge, de exemplu. Da? Dar acest lucru este foarte, foarte, foarte improbabil să se întâmple. Da? Mai degrabă, în general, câștigi la loto decât să se întâmple acest lucru. Cam la acest nivel suntem pe partea de Bitcoin. Da? Pe partea de Bitcoin, nu pot să spun despre alte proiecte, dar pe partea de Bitcoin, cam la acest nivel suntem. Este foarte greu să faci acest lucru.
Aceste caracteristici, vorbind despre transparență și imobilitate, pot face blockchain-ul un instrument puternic pentru a face tranzacțiile mai sigure și mai transparente în mai multe domenii, de exemplu, în domeniul finanțelor, în domeniul logisticii, pe partea de proprietate intelectuală, dar ar putea fi foarte folosit, și chiar pe partea de votare sau chiar și partea de sănătate publică, să spunem așa, pentru, de exemplu, înregistrarea a mai multe date, să spunem, ok? Dar deocamdată rămâne de văzut ce se va întâmpla și cum va fi practic folosită această tehnologie pe viitor. În timp ce tehnologia blockchain, da, și Bitcoin-ul în sine au devenit tot mai populare în ultimii ani, încă există foarte multe provocări cu care se confruntă acestea și toată piața cripto în general. Una dintre cele mai mari provocări este încă faptul că sunt considerate destul de complicate de foarte mulți oameni și destul de dificil de înțeles. Dar nu cred că este foarte complicat, mai ales dacă, cel puțin videourile pe care le fac eu, cred că sunt destul de ok pentru un public foarte larg. Cu toate că folosesc anumiți termeni tehnici, încerc să îi explic de fiecare dată. Da? Deci v-am spus, de exemplu, mai înainte despre blockchain. Apoi v-am dat și, să spun așa, o definiție foarte, foarte ok pentru toată lumea, să înțeleagă toată lumea, da? Nu doar programatorii. V-am spus despre noduri. Apoi v-am dat și, de exemplu, v-am spus exact ce este un nod, da? Este un calculator, da, pe care se află acest registru contabil, da, al Bitcoin, de exemplu. Și așa mai departe. Plus, da, în afară de faptul că sunt foarte multe persoane care cred că multe lucruri sunt complicate și dificile pe partea asta de spațiu, cripto și Bitcoin în general, mai avem și multe incertitudini privind reglementarea Bitcoin și blockchain în general și modul în care vor fi tratate aceste instrumente, să spunem așa, de guverne și autorități financiare din întreaga lume, în principal din SUA. De exemplu, în China am văzut că în general le-au banat, le-au interzis în China. Am interzis cam tot legat de spațiu cripto. Totuși văd că ei încep, de exemplu, pe 1 ianuarie, deci practic mâine ar fi, aceștia vor lansa un marketplace de NFT-uri, da? Ei vor lansa un marketplace de NFT-uri propriu al statului chinez, ceea ce este foarte, foarte, foarte interesant. Vom vedea ce impact va avea totuși la nivel global în următorii ani. Okay? Aceste lucruri nu se văd de la o zi la alta, cu toate că suntem în spațiul cripto, cu toate că se mișcă lucrurile foarte, foarte, foarte rapid comparativ cu orice alt domeniu, lucrurile nu se pot, rezultatele nu se pot obține de pe o zi pe alta. Trebuie și aici să așteptăm, da, săptămâni, luni, ani, ok? Bun, deci totuși avem provocări, foarte multe provocări pe care Bitcoin și tehnologia blockchain trebuie, peste care aceste instrumente trebuie să treacă. Și va trebui abordate, da? Fiecare provocare va trebui abordată, da? Și va trebui făcut în așa fel încât să treacă cu bine Bitcoin de toate reglementările care vor urma. Cel puțin pe partea de Statele Unite Americii am văzut că totul va fi ok. Totul va fi ok. Nu va fi încadrat ca și o security, ci ca o commodity. Deci este destul de ok Bitcoin și ETH-ul se poziționase destul de bine până recent parcă fusese scos din categoria de commodity în SUA și băgat în categoria de security, sau cel puțin așa se voia. Acum Vom vedea în 2023 ce se va întâmpla. Deci cam astea sunt lucrurile principale pe care oricine trebuie să le știe despre Bitcoin.
Ar mai fi de adăugat faptul că Bitcoin se poate achiziționa, se poate cumpăra, dar putem investi în Bitcoin prin CEX-uri, dar asta e cel mai ușor mod, adică exchange-uri centralizate, gen Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, Huobi, Crypto.com și așa mai departe. Ne înregistrăm acolo, ne facem un cont, depozităm niște monede fiduciare, adică euro, dolari, lei și așa mai departe. Și, bine, în general, leul nu prea este acceptat, va fi convertit direct în euro sau în altă monedă fiduciară. Iar apoi achiziționăm Bitcoin. Aveți pe canalul Școala Cripto ghiduri legate de tranzacționarea, cum să faci trading în principal pe Binance, dar și pe Binance Futures. Vreo trei ghiduri sunt legate de aceste subiecte, ghiduri de 40 de minute, 30 de minute, dacă uitați pe canal, o să le găsiți. Să scrieți acolo cum faci trading pe Binance și o să vă apară videoul meu, este pe prima poziție, 40 de minute sau ceva de genul și aflați cam cum se face trading, da? Nu analiză tehnică, ci cum faci trading pe Binance, da? În principal, cum plasezi un ordin de buy, da? Cum poți să vinzi, cum poți să plasezi un ordin, da? De exemplu, să cumperi Bitcoin la 19.500, da, și să vinzi la 20.500 în mod automat, să spunem, cum poți face aceste lucruri și așa mai departe. Acolo puteți vedea. Deci, în concluzie, Bitcoin este o monedă digitală descentralizată care a devenit populară în ultimii ani datorită capacității sale de a oferi o modalitate rapidă și ieftină de plată în lume și este văzut destul de bine de foarte multe persoane și ca o alternativă la aur. Da? Mai este denumit și aurul digital și se crede că va fi folosit în viitor pentru partea de store of value, da? Deci pentru a-ți înmagazina, pentru a-ți păstra averea, să spunem așa, intactă. În schimb, tehnologia blockchain, da? Tehnologia blockchain, aceasta stă la baza Bitcoin și poate avea aplicații mult mai largi în diverse domenii, după cum am vorbit și după cum am specificat acum câteva minute. Cu toate acestea, Bitcoin și blockchain încă se confruntă cu multe provocări, da? Inclusiv, după cum am spus și am specificat, o înțelegere limitată, da? A multor persoane despre Bitcoin și despre tehnologia blockchain și incertitudini privind reglementarea acestora. Acesta a fost videoul pe ziua de astăzi și ultimul video din acest an, anul 2022. La revedere!